un alt spirit abandonează corpul. Suntem toți un univers acoperit de carne. Viața i-a jucat veste și-a observat că moartea nu e soră, e cea mai crudă bestie. A fost ultimul drum, totul se rezuma la ultimul cuvânt transformat în scrum. Băiat de treabă, prea devreme ca să poată lumea întreagă să înțeleagă esența unui singur individ între oameni. Dar acum supremul nu mai simte și doarme. Un etern, n-o să înțeleg legea firii, dar firul vieții care cauză țelul nefericirii și necunoștința față de următoare ființă. Fiindcă tot e trecător și timpul nu așteaptă. Cineva sau ceva nu l-a lăsat ca să-și vadă copilul cum o să crească. Îi mulțumesc pentru timpul în care a fost dispus să-mi aduc un răspuns la fiecare mesaj. A plecat dintr-o dată, parcă era obișnuiam să scriu multe chestii. Când o lăsa bată, ocupat de muncă și mult stres, lăsase în urmă lui același tren, pregătise scopul jocului. La modul viața a fost o blasfemie, că și eu cred că e un blestem să lupți pentru nimic. Își pregătise amorul vieții pe cale ferată. Orice lacrimă timp va fi uitată, dar meșterul rămâne în memoria noastră. De când și-a clădit primăvară de mult așteptată, Matei va crește mare și va înfruta munți de piatră. Ca meșterul tată, natură supremă, știu că auzi asta unde corpul tău zace. Pentru toți vine momentul, odihnește-te în pace.